Da, Florin, am citit undeva că în luna ce urmează o să avem eclipsă de lună, eclipsă de soare, o să avem toate eclipsele. Lumină și dragoste în suflete, sigur o să avem, dar despre toate astea, sigur, ne povestește mult mai multe și mai pe larg Mariana Cojocar. Mascara! Ai luat cu mascara! Bine ai venit, Mariana! Te pup! Te pup! Am citit bine undeva, cum că avem și eclipsă de lună și eclipsă de soare în luna ce urmează? Avem eclipse, dar să știi că eclipsele sunt întotdeauna cu semnificații pozitive. A, da? Pentru că echivalentul la eclipsă este deznodământul. E o perioadă în care se vor lua decizii, decizii tranșante. Se spune că noi evoluăm pe destin pentru o perioadă de 6 luni. Da? Da. După care apar aceste eclipse, noi putem să tărăgânăm lucrurile, putem să o dăm așa după corcoduș, cum se spune, putem să facem tot felul de lucruri, dar sunt perioade în viața noastră în care nu mai putem să lăsăm lucrurile la voia întâmplării și avem nevoie de eclipsele acestea care vin cu decizii. Vrem, nu vrem un lucru, vrem să continuăm o relație, nu vrem să o continuăm, punem stop, mergem mai departe. Bă, vrem să intrăm într-o relație, dacă vrem să intrăm într-o relație, la fel, acum este o perioadă în care se leagă prietenii, va fi și Venus și Marte și vor aduce împreună iubiri la prima vedere, de exemplu, pentru cei interesați. Asta am. Două întrebări, no? După care mă retrag în bucătărie. Una pentru tine, Diana, voia să te întreb, când te-ai dat ultima oară după curcoduș? Hai de vreme. Bun. Și vreau să întreb, Mariana, în ce an suntem? Ce zodie patronează anul? Sau cum se cheamă? Anul este sub patronajul câinelui de pământ, după zodiacul chinezesc. Iar ca planetă guvernatoare, da? Să știi că avem Venus. Dacă vorbim de axa de destin, de dragoste. Corect, este de dragoste, da? Este cu cifra 2 și cu zodia balanței, ca predominantă generală. Dar axa de destin, unde vor fi și cele două eclipse, cea din 31 din Vărsător, care va fi pe lună plină, eclipsă, da, și a doua pe data de 15, pe lună nouă și eclipsă de soare. Ai de soare? Da. Acum în februarie? Da, în februarie. Acum în februarie, de când de aia luna februarie de este orbim foarte... De-aia cine îndrăgostim, corect? Că e eclipsă, corect? Nu mai vedem nimic. Nu mai vedem nimic. Da, ne punem vălul pe ochi, așa. Vălul pe ochi să fie. Puneți-ai vălul pe ochi, Diana. Da. Măcar pe 14 atunci, să ți-l pună cineva, da, pe ochi. Da, cu grijă, cine o fi prin jurul meu. Cu grijă mare. Haideți să luăm pe rând, pentru că mi-au zis niște prieteni în weekendul care a trecut că vă urmăresc cu atenție. Sunt convinsă. Nu le-a plăcut. Salut și eu pe nu le-a plăcut. Ce însă le-a plăcut? Ceva. Că începem întotdeauna cu berbecul, la care vorbim mult, și terminăm cu peștii, la care vorbim dacă puțin. Dacă vrei, eu să începem invers. N-am fost la Observator, la Valentin, și am început cu Vărsătorul. Dacă vreți, eu schimb. Nu, eu zic să oferim Mariana același număr, da? De minute fiecarei zodii în parte. Sigur, da. Ai cronometru? Da, pe cronometru suntem. Începem acum. Berbec. Berbecul va avea o lună februarie în care prieteniile sunt foarte importante. Va lega noi prietenii, dar își va curăța agenda, da? De prieteniile care nu-i mai sunt de folos. Foarte va bine. Avea un plus de valoare pe axa sentimentală, în zona sentimentală. Vor putea să ia decizii legate de copii. Este o perioadă importantă pentru cei care susțin examene, prove de lucru, sesiune, că este sesiune, suntem în plin sesiune, da? Și eclipsa întotdeauna vine și pune punctul pe ei, deci trebuie să fie foarte bine pregătiți. Un plus vine evident de la astre, dar dacă noi nu suntem pregătiți, cam tot degeaba. Da? Taurii sunt susținuți foarte bine de cele două eclipse din zodia Vărsătorului. Vor avea parte de, datorită lui Venus și a lui Marte, că spuneam că Venus este important pe tot parcursul anului, are doi guvernatori, atât Venus cât și Luna, și vorbeam de eclipsa de Lună, vin deciziile în zona familiei, de exemplu dacă își doresc să vândă un bun de valoare, o casă, un teren, o mașină, să achiziționeze ceva mai spațios, mai larg, mai amplu.
să schimbe mașina, de exemplu. Da? E o perioadă în care caută și iau decizii în sensul acesta. Pe zona de carieră, la fel, unii își doresc probabil schimbări, da? Se pot lua decizii în legătură cu superiorii, cu șefii sau șefii despre ei, da? Că de-aia vorbim și de balanță și de Venus. Gemenii vor avea și ei un plus în luna februarie, datorită faptului că Mercur, pe de o parte, este mers direct, deci nu are cum să-i afecteze, pe de altă parte, discutăm de o axă de destin care, și un soare care este pe zodie de aer. Gemenii la fel reprezintă o zodie de aer, și tot ce ține de deplasări, de spiritualitate, de zona de studiu, la fel vor fi cât se poate de importante. De ce? Pentru că cei care, de exemplu, din diverse motive nu au finalizat studiile, eclipsa vine să dea un plus de valoare în acest sens, să te gândești că trebuie să reiei ceva și să duci la bun sfârșit. Așa la gemeni. Da, la gemeni. Racii sunt plini de și de sentimentalism. Întotdeauna sunt așa racii. Racii mulțumesc! Sunt foarte sentimentali. Da. Sunt foarte sentimentali, sunt foarte romantici. Și eclipsa de lună, care va fi acum pe data de 31, vine cu tot felul de pasiuni. E vizibilă la noi eclipsa? Este, oricum ne afectează, să știi, și dacă este vizibilă și dacă nu este vizibilă. Nu vreau să știu dacă vreau să mă uit, să urul la lună. Să la o eclipsă. Eu nu prea recomand să ne uităm, pentru că vibrațiile respective, știi, ne pot influența. Sigur că da, de-aia ne uităm cu ochelari. Te scola eclipsă, Florin. Da. Și am mai urlat la eclipsa din 2004 sau nu mai știu când a fost. Ai urlat? Oh, era la Galați, pe cel mai înalt hotel și urlam la lună, la 2002, la soare. La soare, da. Cât? 2002. 2002, așa. Așa, și deci spuneam că vine cu un plus de pasiune, pentru că există echivalent la luna albă, Lilith, care este planeta pasiunilor. Și se spune că luna este întunecată, întotdeauna suntem mai abisali, mai profund, mai altfel. Auzi profundo. Așa o să fac. O să fiu. Să fie soțul acasă. Să fie acasă. Da. Trece de la rac la leu. Sunt și ei susținuți de axa timpului. Luna nouă va fi pe data de 15-16, acolo va fi eclipsa de soare. Și atunci e vreme bună de pescuit, dacă e lună nouă. Da, da, da. Zic eu. La focă, la ce? Da, nu, pe bune, la lună nouă. Nu, lasă că nu e atât de frig, când e lună nouă, este sezon bun de pescuit. Nu știu, cred că peștișor de aia din acvariu. Să dea domnul să prind eu peștele auriu. Nu, ăla ne sare în față întotdeauna și ne îndeplinește trei dorințe. Dar el are peștele auriu, ce tot. Prima dorință aș pune pentru Diana, dacă aș prinde peștele auriu. Serios? Îi merg anul pe dragoste, așa aș pune. No? Ce prieten! Eu cred că îi merge dacă cineva are grijă. Eu cred că îi merge, dar nu ne zice. Asta e problema. Cu toții credem că îi merge. Crede-mă că aflai. Aflai. Ziceți-mi de fecioară, vă rog eu frumos, că stau ca pe ghid. Fecioara are nu doar simțul umorului, mulțumesc, că vărsătorul este cu simțul umorului. Acum am impresia că ești mai mult vărsător decât fecioară. V-am zis că mă înțeleg perfect cu vărsător și mai bun prietenul meu e vărsător. Știu. Așa, va avea parte acum pe cele două eclipse de echilibru, de un plus de câștiguri financiare. Zona artistică este cât se poate de favorizată. Asta datorită e lui Venus, care este în vărsător și este în combinație cu Marte. Toată săptămâna sau luna? Toată luna. Luna, facem bun. Pe toată luna. Trebuie să te duci la Eurovision. Bun, auzi, mă, că mă duc duminică, lasă-mă că mă duc. Te duci? Unde te duci? La Eurovision. La Eurovision e mai multe localități, am văzut. E la Craiova. Duminică la Craiova, bravo, în recital, bravo, nu particip, bravo, nu particip. Eu asta zic, că trebuia să particip. Lasă-mă. Da, da. Sentimental cum sentimental, stă fecioara? Sentimental foarte bine. Extraordinar, este asta voiam să aud. Este îndrăgostită, face ce face și știe să se adapteze, știe cum să relaționeze cu
sufletul pereche, compatibilitatea este foarte bună la locul de muncă, cu cine trebuie și atunci este nevoie ca întotdeauna fecioara să acționeze, pentru că Marte cu Venus în combinație spune că bărbatul trebuie să acționeze și femeia să primească. Dar fă ceva! Bagă la cap, bagă la uzi! Da. Balanța! Ce te uiți așa la mine? Balanța, continuă. Balanța este într-o zonă în care își ia deciziile pentru a putea să țină în echilibru ambele talere. Spuneam de Venus, care este predominantă pe tot anul și vine în zona iubirii. Este o zodie de aer și cum eclipsele sunt acum în vărsător, tot ce ține de sentimental, tot ce ține de copii, tot ce ține de intuiție, de creativitate, creativitate cu geniu, vor fi plusuri care le vor da strălucire. Balanțelor. Da. Bun. Scorpion. Scorpionii sunt jupiterieni anul acesta. Fac în așa fel încât să valorifice potențialul pe care îl aduc cele două eclipse, pentru că sunt magnetici prin excelență, iar eclipsele vin cu un plus de magnetism. Nu înțeapă luna asta scorpionii deloc? Dacă îi înțeapă, asta n-am de unde să știu, că ei înțeapă mai mult. Asta din înțeapă pe nimeni? Înțeapă, nu știu. Nu sunt răutăcioși luna asta, nu? Sper să nu fie răutăcioși, dar de răi cam sunt. Sunt, nu? Da. Sunt. Și după scorpion cine vine? După scorpion... Vine săgetătorul, săgetătorul și săgetătoarea, că știi cum e. Cum Chiron este un centaur și este în pești spre casa căsătoriei la fecioară, mă cam gândesc așa la tot felul de lucruri și de armonii care se pot crea în țară și pe planetă și în lume, cum se potrivesc cu oamenii, toți. Toți. Nebuno, nu totul se legătură cu tine și în legătură cu tine. Și în legătură cu mine, adică... Am citit eu bine că Marte e însăgetător? Marte este plin de acțiune, da, e însăgetător. A dat Marte peste tine, nebună, luna asta. Da. Nu mă vezi. Și ești o războinică, nu amazoană. Amazoana mea. Războinică, n-auzi? Da, da, chiar sunt. Da, mă, da. Am zis că semen cu aia de învăța Xena. Gabriel, o mai știi pe Gabriel? Tu ești. O știu pe Xena. Xena. Xena, cine nu știe prințesa războinică? Eu sunt, nu? Nu? Dar tu ești varianta blondă. Și ce fac săgetătorii? E varianta blondă, că e cam bancurile alea cu, blonde. Cu blondele și cu brunetele. Știi tu de ce sunt foarte scurte bancurile cu, cu blonde? Blondele? De ce? De ce? Ca să le înțeleagă și brunetele. Mulțumesc, Maria! Bine, bine, bine! De ce fac săgetătorii? Că eram foarte curioasă. Săgetătorii sunt plini de inițiative. Da. Vor face și vor desface lucrurile în așa fel încât să le iasă treaba ca la carte. Da. Meticuloase. Sunt femeile, bărbații sunt într-un cont de umbră. Datorită faptului că eclipsele cu Jupiter vin într-o zonă în care penitența funcționează. Capricornii sunt și ei într-o perioadă plină de glorie. Au din vară, în mod deosebit, axa de destin după ce vor fi celelalte două eclipse. Ba chiar trei, că una va fi pe 13 iulie, o așa, să vorbim. Așa, vorbim atunci. Așa. Fi eclipsa, da. Avem 5 eclipse. Vărsătorul? Da, datorită faptului că eclipsele sunt la Capricorn, pe zona în care finanțele sunt importante, se anunță câștiguri. Vărsătorii sunt vedete datorită celor două eclipse, că sunt aici. Intrăm și în anul câinelui de pământ, în zona 15-16, când va fi lună nouă. După Valentine's Day ăsta, da. E anul nou chinezesc. De acolo avem un alt start, un alt debut, o perioadă foarte bună pe carieră, pe evoluție. Vin cu principii noi, foarte stabile și foarte statornice vis-a-vis de relațiile de suflet.
Așa, iar peștii sunt de departe într-o zonă în care mediumitatea, izolarea, dorința de a se regăsi cu rudele, cu prietenii, cu persoanele de suflet, va fi foarte activă și foarte bine potențată de cele două eclipse de care vorbeam. Oh. Toată lumea e pe dragoste, pace, bunăstare. Eu doar vreau să vă anunț.